Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Conjuncție perfectă Pluton-Jupiter la sfârșit de Capricorn, Saturn abia intrat în Vărsător, sextil Chiron, Saturn, Soare, Saturn, Soare, Chiron, cuadratură nodul nord aflat acum în semnul Racului, toate aspecte care relevă oportunități incredibile de evoluție spirituală, deschidere către situații cu mare încărcătură karmică, bonusuri venite direct de la Dumnezeu pentru faptele noastre bune, penalizare pentru cei care nu înțeleg mesajele radicale transmise de sus. Vom discuta despre toate acestea astăzi alături de Dragoș Bogdan. Bună ziua, Dragoș, și bine ai revenit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc din nou tuturor telespectatorilor că ne primesc în casele dânșilor. Cu mare drag, o conjunctură astrală foarte specială toată această perioadă. Am tot vorbit despre ea, acum sigur că da, se suprapun și alte aspecte. Aș vrea să se înțeleagă, vom face o scurtă introducere înainte de a vorbi despre fiecare semn zodiacal în parte, despre tabloul general al perioadei. Am tot spus și am tot vorbit despre faptul că nu este de glumit cu aceste patru planete, acum într-adevăr Saturn de-abia a intrat în Vărsător, dar până acum a fost, până de curând a fost tot în Capricorn, deci cele patru planete care au fost în semnul Capricorn, Jupiter, Pluton, Marte, Saturn, iar astăzi un aspect cu totul și cu totul deosebit și special, și chiar o să învățăm pe telespectatori ce ar trebui să facem pe acest aspect, conjuncție perfectă la orb 1, aproape suprapunere perfectă între Pluton și Jupiter. Știm deja că Pluton este planeta responsabilă cu transformările radicale, deci este o șansă fantastică pentru toată lumea de a se transforma total. Este pasărea, Pluton este pasărea Fenix a Zodiacului, guvernatorul Scorpionului, iar Jupiter este marele benefic al Zodiacului și totodată cea mai mare planetă a sistemului solar. Deci iată această perfectă suprapunere între Pluton și Jupiter astăzi vorbește despre șansa de a ne transforma, dar totodată de a ne transforma prin ce? Prin înțelepciune și prin optimism. Deci nu prin depresie, panică, etc. Asta, repet, ne însemnând să nu respectăm aceste reguli de bun simț în momentul de față. Pentru că este o perioadă care încurajează, mai spun o dată, respectul pentru autorități și pentru oamenii legii, dar totodată este și o perioadă care reprezintă o probă de foc pentru noi toți, o probă în care noi trebuie să demonstrăm că suntem cu adevărat spirite puternice. Eu tot timpul spun și la cursuri vorbesc despre faptul că trebuie să facem o diferență între ceea ce înseamnă să fii spirit și ceea ce înseamnă să fii paiaț, adică ce, un om care nu are valoare spirituală. Este o perioadă care într-adevăr va face această departajare între spirite și paiațe, adică între oameni care abordează corect momentul prezent și oameni care îl abordează cu un mare deficit energetic. Noi trebuie să fim foarte puternici pe această conjuncție Pluton-Saturn, care arată forță. Imunitatea este asigurată în acest moment prin puterea credinței. Nu numai prin respectarea unor reguli, sigur, repet, care trebuie într-adevăr respectate. Da, într-adevăr, este o perioadă delicată, dar care trebuia să vină. Obligatoriu, da. Am mai trecut anul trecut printr-o perioadă care ne-a făcut vorbire de această venire a acestei perioade, undeva în august, din punctul meu de vedere. Am trecut, am scăpat destul de ușor. Anul acesta nu mai scăpăm. Că ne place sau nu ne place, da, lumea se schimbă. Se schimbă, în primul rând, de la nivel personal până când ajungem la un nivel global de schimbare. Trecem de la om minte la om suflet, în legătură cu spiritul nostru. Este perioada în care, dacă noi nu ne permitem să reînvățăm, să ne reconectăm la credință, la divin, la energia universală, la această prana pe care o primim de zi cu zi, în fiecare zi din univers, nu vom face față. Trebuie să ieșim din tiparele mentale emoționale de frică, de furie, de frustrare, de nesiguranță, de neacceptare, de neîncredere, de durere, de tristețe. De ce spun durere și tristețe? Această perioadă și acest virus se localizează la un moment dat pe plămâni. Plămânii sunt guvernați de Anahata, chakra patra, chakra inimii. Este chakra care face legătura între natura noastră inferioară și natura noastră superioară. Guvernând Anahata, guvernând chakra a patra, inima, guvernează plămânii. În momentul în care sunt în durere, în tristețe, în neacceptare, în nesiguranță, neîncredere, ce fac? Blochez acest mecanism al inimii,
prin care noi primim energia de unde? De la Divin. Da. Ce energie primim de la Divin? Primim energia de iubire, iubire necondiționată. Așa este. Vom începe așadar cu semnul berbecului, să vedem ce aspecte, interesante aspecte oricum pentru toate zodiile, spuneam săptămâna ce urmează, ce aspecte avem pentru nativii berbec. În primul și în primul rând, lucrul de care trebuie să ținem cont cu mare seriozitate este această conjuncție deosebită Soare-Chiron, care are loc chiar în primul decan al berbecului. Chiron, aflat acum la 5, de fapt 6 grade berbec, se duce spre 6 grade, și Soarele, care se află în primul decan la 8 grade și 12 minute în berbec. Această conjuncție de Soare-Chiron vorbește despre șansa de vindecare. Pentru nativii berbec, care sunt chiar gazdele acestei conjuncții Soare-Chiron, care este o conjuncție ce primește aspect de quadratură, deci de 90 de grade de la nodul nord aflat la 2 grade în rac, dar în schimb este un aspect frumos cu Saturn proaspăt intrat în semnul vărsătorului. Ce înseamnă asta pentru berbeci? În primul rând, șansa de a pune în practică lucruri de mare amploare, lucruri serioase și radicale totodată, care îi pot poziționa pe nativii berbec într-o situație în care se află pentru prima dată, dar o situație care este de anvergură, care are perspectivă. Pentru toate zodiile este un moment foarte bun pentru începuturi, și asta deoarece oricum și Soarele și Chiron, spuneam, se află în însăși zodia începuturilor, în semnul berbecului. Mai mult decât atât, și Saturn, care este responsabil cu munca în adevăratul sens al cuvântului, a intrat de curând în semnul vărsătorului, în semn umanitar. Deci Saturn în semnul vărsătorului oricum vorbește despre umanitarism, nu despre ermetism. Asta așa pentru cine vrea să audă mesajul. Deci este o perioadă în care noi trebuie să învățăm să fim umani, să fim umanitari, nu să devenim egoiști. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne ferim din punct de vedere igienic unii de alții. Sigur că, da, nu te duci acum într-un loc foarte aglomerat, bine, nici n-ai unde să te duci. Dar, ca idee, trebuie să dezvoltăm acest umanitarism. Trebuie să fim mai buni și mai generoși. Nu trebuie să devenim nici răi, nici egoiști. Pentru că în momentul acela scade imunitate. 2. Pentru nativii berbec, care sunt curajoși zodiacului, fiind guvernați de Marte, este o perioadă foarte bună pentru acțiuni de forță. Astăzi, zilele acestea, chiar dacă este o perioadă, sigur că da, care ne învață să stăm mai retrași și noi cu noi înșine, totuși este încurajată inițiativa. Zilele acestea, pentru cei care își doresc să intre în activități puternice sau să-și pună mintea la contribuție și să găsească noi resurse de a pune în practică ceva, este un moment foarte bun. Această conjuncție Pluton-Jupiter, care astăzi se realizează pe grad 0, este extraordinar de puternică, pentru că vorbește despre o forță foarte mare pe care noi o avem de a pune în practică ceva, de a ne mobiliza prin elemente în care credem cu adevărat. Deci oamenii care au, să spunem, un proiect de foarte mult timp care stă în stand-by, sau cei care își doresc să facă ceva concret, sau poate chiar cei care își doresc să facă sport. Este o perioadă foarte bună. Deci o perioadă în care putem să punem în practică lucruri de mare amploare pe care le-am dorit de mult. Este multă, multă forță și pe psihic acum acest Pluton conjunct cu Jupiter. Este perioada optimiștilor. Este culmea. Deci este o perioadă în care, sigur, suntem puțin speriați, suntem puțin poate chiar depresivi, totuși este o perioadă care, paradoxal, încurajează la optimism. Deci încurajează optimismul și ideile originale. Acest sextil, nodul Nord-Uranus, pentru nativii berbec, vine cu o foarte mare încurajare pe zona de originalitate. Berbecii pot face bani din idei originale, din idei pe care nu le-au mai avut până acum și din o inițiativă într-o zonă inedită. Oricum, în această perioadă sunt încurajați cu adevărat oamenii care au idei originale. Nu cei care stagnează sau cei care rămân, dar când spun original, spun cu adevărat original. No. Deci să iasă în evidență într-o variantă cu totul și cu totul deosebită. În loc să ne speriem, repet, respectând tot ceea ce trebuie respectat, ar trebui să devenim foarte inventivi și trebuie să înțeleagă toată lumea. Noi spunem acest lucru din astrologie, poate unii consideră astrologia o poveste frumoasă, nu este numai o poveste, este ceva concret, matematic. Concret. Da? Care nu trebuie
trebuie depreciat și transformat în ghicit, sigur că da. Aceste planete în Capricorn, nu, eu cred că oamenii nu-și dau seama ce înseamnă această forță pe Capricorn, aceste aglomerare de planete în semnul Capricorn, înseamnă că trebuie să devenim foarte buni în ceea ce facem. Noi trebuie, fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea noi. Avem de transmis niște mesaje, să spunem, prin astrologie, prin faptul că suntem credibili. Este treaba noastră cum am devenit credibil, probabil prin foarte mult efort și muncă susținută și având niște calități. Nu oricine poate fi credibil, pentru că oamenii au un mod de a sesiza totuși făcăturile de lucruri autentice. Deci, devenind credibili, avem o responsabilitate și mai mare. Trebuie să îndrumi oamenii, nu poți să te joci. Deci toate aceste planete în Capricorn vorbesc despre faptul că trebuie să fim foarte credibili, să fim buni sfătuitori, să fim foarte buni specialiști și mai bun, fiecare în domeniul lui, medici în domeniul lor, profesori în domeniul lor și așa mai departe. Pentru berbeci, pe care acest clusterum îi găsește pe o casă tocmai a specializărilor, pe casa 10-a, pe casa carierei a Capricornului, este momentul de a deveni cât mai bine pregătiți profesional. Acolo este forța lor. Zâmbesc foarte mult, știi foarte bine și eu sunt berbec. Da. Și tocmai la începutul acestei perioade am avut de luat o hotărâre ce fac, lucrez în continuare unul la unul cu fiecare persoană sau cum pot să-i ajut mai mult. Și am luat decizia să pot să lucrez la distanță. Da, tehnicile de lucru mă și ajută. Lucru la distanță, pe zona energo-informațională, eliberarea mentală, emoțională și tot așa. Dar ce am mai identificat acum sunt multe, multe mesaje de la foarte multă lume și mă întreabă ce să fac. Uite, ai văzut ce se spune? Toate mesajele și majoritatea mesajelor sunt cu o structură energetică foarte joasă. Într-adevăr, așa este. Lumea noastră este creată pe minus și pe plus, că astea sunt cele două polarități. Și explic cât de mult se poate și dau informația cât de mult se poate. În momentul în care vreau să scap de această situație și îi spun nu, acest nu vine și aduce o polaritate de minus care vine și dă putere mai mare acestei perioade. Adică fricii, frustrării, urii, supărării, nesiguranței, neacceptării. Ce pot să fac în situația respectivă? Acceptarea prin integrare reprezintă primul pas pe care pot să-l fac. Accept situația așa cum este, nemai identificându-mă cu aceste emoții și sentimente. Nu îmi este frică, ci am un sentiment de frică. Nu sunt furios, ci am un sentiment de furie. Asta înseamnă să mă detașez de emoțiile și sentimentele respective și să pot să le eliberez. Le pot manipula cum vreau eu. De ce? În momentul în care identific că doar am o senzație sau am doar o stare de... Eu sunt proprietarul acelei stări. Să ne înțelegem, gândul, cuvântul, emoția, sentimentul sunt tipare energetice pe diferite valori. Fiecare energie, fiecare gând pe care îl avem, fiecare emoție pe care o avem reprezintă o structură energetică. Mintea le înregistrează. Ce înregistrează de fapt și de drept mintea? Mintea înregistrează evenimentele, dar emoțiile și sentimentele care sunt născute din acele situații le ia și le depozitează pe zona corpului cuprinsă între baza gâtului și baza abdomenului. De ce? Aceasta este zona care face legătura între planul fizic și subconștientul nostru. Doar de acolo putem să le eliberăm. În momentul în care eu identific că am doar o stare, ce eliberez în primul rând? În momentul de față, la nivel global, există o stare de frică extraordinar de mare să nu ne îmbolnăvim. De ce? Pentru că este informație. Mass media aduce o informație care este extrem de importantă din punctul meu personal de vedere. Dar în această informație, lumea își ia doar acea emoție de frică, de furie și de nesiguranță. Dacă telespectatorii vor să se deschidă să înțeleagă că a asculta știrile, a vedea despre ce este vorba, este doar a lua informația, să știu ce am de făcut și nu mă identific cu acele stări emoționale de frică, deja am câștigat. Plecăm din acea energie de vibrație joasă care a apărut la nivel individual în primul și în primul rând și după aceea la nivel global. Pământul este într-un deficit energetic de vibrație înaltă. Așa este. Tocmai așa se va produce
creșterea vibrației Pământului, această perioadă neptuniană cu Neptun în domiciliu, am tot spus că n-a mai fost de 170 de ani. Era evident că această provocare cu planeta credinței, în semnul credinței care spune purificați-vă, exorcizați tot ce e de exorcizat, pentru că fiecare are de exorcizat ceva, fiecare în această perioadă își face un bilanț personal. Trebuie să se înțeleagă acest lucru, este o șansă de fapt. Repet, a nu se înțelege că nu trebuie să respecte regulile acestea, a nu se înțelege că oamenii trebuie să se protejeze, a nu se înțelege că nu este un lucru serios care merită cea mai mare atenție. Una e una, alta e alta. Dar a nu se înțelege nici că trebuie să le tratezi doar la nivel terestru, din punct de vedere al igienei strict concrete, și să ignorăm total aspectul spiritual. Deci, repet, sunt două lucruri care ambele trebuie tratate cu responsabilitate. Și planetele în Capricorn, care vorbesc despre respectarea autorităților 100% și respectarea regulilor de igienă fără niciun fel de comentariu, dar totodată și Neptun în semnul peștilor își cere drepturile, care spune fără un bilanț interior și fără a înțelege unde ați greșit și ce trebuie să corectați din punct de vedere spiritual și faptul că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, dar autentic, nu circ, că este și foarte multă circotecă, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Mă rog, deci autentic să te apropii de Dumnezeu, nu turistic, intru în biserică, ies și fac tapaj de lucrul acesta, deci tu în sufletul tău, tu să fii uman cu toată lumea, tu să știi exact unde ai greșit până în străfundurile tale, cum să spun, să fie un lucru pur și simplu al tău cu tine, să activezi bunătatea, să nu fii răzbunător, să nu fii ranchiunos, mai ales atunci când ești provocat, să nu fii rău, să nu vorbești urât, să nu bârfești, să nu... Sunt foarte multe reguli de bază care vorbesc despre respectarea regulii lui Dumnezeu. Nu doar faptul că mergem la biserică sau că ne lăudăm că mergem la biserică. Astea sunt lucruri ce din coada o să sune, haideți să fim serioși. Bun, mergem mai departe. Nativii Taur. Taurul este o zodie aparte în această perioadă, o zodie care, după părerea mea, poate fi un model pentru multe semne zodiacale din punct de vedere al dorinței de evoluție spirituală, și asta deoarece Uranus, care este planeta inteligenței superioare, știm deja, este octava superioară a lui Mercur, acest Uranus. Uranus pentru Taur spune că sunt foarte interesați de cunoașterea profundă a adevărurilor care ne înconjoară. Taurii, vom vedea foarte mulți nativi Tauri care încep să se deschidă către spiritual, chiar și cei care până acum nu au avut astfel de preocupări. Nativi Tauri care nu mai iau lucrurile doar din punct de vedere al perspectivei terestre și își doresc o abordare foarte înțeleaptă a realității înconjurătoare grație acestui Uranus în semnul lor. Mai mult decât atât, și planeta iubirii a tranzitat semnul Taurului, acolo unde se simte atât de confortabil, găsindu-se chiar în domiciliu Venus în Taur. Deci și din punct de vedere al socializării, al abordării relațiilor de iubire, nu numai relația de iubire cu partenerul de viață, și relația de iubire cu oamenii care țin cu adevărat la nativii Taur și viceversa, a fost o perioadă destul de luminoasă pentru Taur. Numai că, ca orice zodie care se află într-un con luminos, nativilor Taur le va reveni, dacă vreți, responsabilitatea de a se ocupa mai mult de oamenii mai defavorizați, de oamenii care nu sunt atât de norocoși cum sunt eu. Eu aș numi zodia Taurului o zodie norocoasă în perioada imediat următoare, la fel cum aș numi și zodia Capricornului, tot o zodie destul de norocoasă. Aș spune că și peștii se află într-un con luminos, mai ales peștii care sunt cu adevărat spirituali. Deci pentru nativii Tauri este o perioadă foarte bună. Sunt total avantajați de planetele aflate în semnul Capricornului, care vin pe aspecte de trigon cu zodia lor, și din punct de vedere financiar ei vor avea o perioadă foarte prolifică, deci vor avea șansa deosebită de a intra în business-uri sau în proiecte, sau chiar și Taurii care nu sunt neapărat oameni de afaceri, nu-i toată lumea businessman sau businesswoman. Chiar și pentru cei care sunt bugetari sau pentru cei care, nu știu, lucrează în zone care nu au un profil neapărat foarte puternic din acest punct de vedere, se vor observa venituri care cresc considerabil, și asta grație planetelor aflate tot într-un semn de pământ, în semnul Capricornului, care avantajează, sigur că da, zodia Taurului. Deci Taurii vor, în primul rând, Taurii sunt foarte originali în această perioadă, dacă vreți idei originale. Antrenați un nativ Taur în contextul acesta sau apelați la Tauri. Ei sunt foarte inventivi și sunt foarte preocupați de acest Uranus care le va tranzita semnul 7 ani de aici încolo.
Vor dori să câștige bani din lucruri total inedite, vor dori să se înconjoare de oameni inediți și nu în ultimul rând, nativii Taur, chiar dacă nu reușesc de azi pe mâine, nativii Taur sunt foarte interesați de acest bilanț interior despre care vorbeam. Fiecare semn zodiacal în această perioadă alege să-și facă bilanțul interior aparte. Nu toți îl facem la fel. Unii îl fac printr-o revoltă interioară că nu înțeleg ce li se întâmplă și chiar se enervează pe ceilalți, ca și când toată lumea le face o nedreptate. Dar nimic, până la urmă fiecare o să aleagă calea cea dreaptă, pentru că altfel universul, mă rog, are niște lecții foarte interesante în această perioadă, fiecare, bine să nu-l sfidăm. Fiecare se blochează în felul și în modelul lui până la urmă. Da, exact. Asta... Pentru Taur, totuși, cea mai mare provocare în această perioadă este faptul că se face o selecție naturală a prietenilor. Știm că ei sunt o zodie foarte stabilă. O zodie pe care o pui cel mai rău la colț dacă îi iei din anturajul apropiat oamenii la care ține cel mai mult. Deci de posedările, de bunuri materiale sau de oamenii la care ține, pe nativii Taur îi blochează cel mai rău. Deci este o perioadă care îi pune pe gânduri prin această triere și selecție naturală pe care o face universul și care spune, uite, vezi, te bazai pe X. În perioada asta eu aleg să fie Y alături de tine. Vrei, nu vrei, n-ai ce să faci. Aceasta ar fi provocarea pentru nativii Taur, pe care eu cred că o să o îmbrățișeze cu foarte mare detașare, chiar dacă ei, de felul lor, sunt o zodie mai împătimită și o zodie care face atașamente. Și, repet, nu în ultimul rând, anturajul nativilor Taur va deveni puțin diferit de anturajul, nu că se va renunța la anturajul lor de bază, dar vor veni elemente noi care vor pigmenta foarte interesant, deci ei vor avea cu totul altă abordare a vieții și ei vor deveni și mentor pentru cei din jurul lor, intrând în activități cu totul și cu totul atipice, care vor uimi pe toată lumea. Se schimbă un pic fluxurile energetice. Este normal, dacă aducem un pic de energie de nou, de iubire, de lumină, normal că pot apărea noi oportunități și noi perspective. Spuneai mai devreme că cei care au greșit trebuie să caute în interiorul lor să vadă care sunt greșelile. Da, greșeli, neiertări, neacceptări, tot felul de situații în care am fost puși în viață, de unde au rămas emoții și sentimente foarte puternice. Lumea se va întreba cum fac asta. Cel mai simplu, mă duc pe situația respectivă, pe evenimentul respectiv și încerc să îl retrăiesc, indiferent cât de greu mi este. În momentul în care simt acele stări de ură, de supărare, de furie sau ce s-a întâmplat în situația respectivă, mă opresc fix în locul acela și încep să mă rog. Cea mai simplă rugăciune pe care o poate spune cineva din punctul meu de vedere este Tatăl nostru. Ce să vezi, Tatăl nostru deschide cel mai bine Anahata, chakra a patra inimii, este pe aer. Anahata este guvernată de aer. Ce să vezi, sub un alt aspect, acest virus are o agresivitate de propagare foarte puternică. Prin ce? Prin aer. Din păcate. Deci unde se duce? Revenim din nou la aceeași situație. Mă raportez foarte mult în această perioadă la modul în care ne deschidem către iubire și iubire necondiționată. Iubire necondiționată poate să însemne din punctul fiecăruia înăuntru să fie, în interior să fie logica divină, adică iubire, lumină, pace și armonie. Cel puțin asta. Iar în exterior poate să fie logica umană. Logica umană care poate să stea, poate să observe, poate să încerce să ajute, poate să își păstreze sau să își protejeze ceea ce are. Dar în momentul în care eu sunt bine în interior, în exterior o să dau același tipar de iubire. Repet, mă întorc din nou de unde am plecat, că sunt multe, sunt atât de multe de spus, timpul este foarte, foarte scurt. Mă opresc, încep să mă rog, spui un Tatăl nostru, spui o rugăciune o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, de câte ori este nevoie, până în momentul în care simți că acea emoție începe să scadă și scade din ce în ce mai mult. Reiau evenimentul de unde am rămas și de fiecare dată când apar acele emoții și sentimente, mă opresc și mă rog. Vă
în drum să încercați să vedeți care sunt evenimentele din viață care v-au apăsat și care încă vă țin, simțiți că vă țin legați în trecut. Asta legat în trecut înseamnă să nu fiu în momentul de față, înseamnă să nu pot să-mi creez viitorul într-un mod corect. Mergem mai departe pentru nativii gemeni, dar foarte interesante lucrurile despre care ne vorbești, Dragoș. Trebuie să înțelegem perioada și din punct de vedere energetic, pentru că dacă nu abordăm energetic și o abordăm doar individual, să știți că nu știu dacă este suficient, vă spun sincer, este foarte important să înțelegem faptul că ori înțelegem totul holistic, ori înțelegem la nivel de, nu numai la nivel personal, astrologia, am spus de atâtea ori, nu este doar un instrument care să-mi dea mie niște garanții că, nu știu, îmi rezolv o problemă personală și atât. Nu. Aici este vorba exact cum este perioada aceasta, că pe de o parte ne temem unii de alții, dar pe de altă parte totuși înțelegem că este un lanț, că oamenii sunt interconectați și că nu putem funcționa individual. De fapt, ăsta este mesajul, nu să ne ferim unii de alții. Bine, repet asta, nu înseamnă acum să te duci în aglomerație și așa. Dar perioada încurajează încă o dată generozitatea și bilanțul interior. Ce înseamnă asta? Fiecare semn zodiacal are niște carențe, mai exact fiecare astrogram. Acum, asta este, fiecare, dacă, mai ales cei care au posibilitatea să-și facă astrograma personală și să știe care le sunt carențele, punctele slabe și punctele forță, ar trebui să speculeze cât mai mult acest lucru, pentru că perioada asta, de fapt, vrea de la noi să vedem. Bun, dar general vorbind, chiar și pentru cei care nu au acces la informații atât de exacte despre harta personală, trebuie să înțelegem că fiecare trebuie să devină foarte bun la locul de muncă, să fim foarte buni specialiști, să fim foarte responsabili. De exemplu, gemenii. Care sunt aturile nativilor gemeni? Ei, spuneam, sunt bazele de date ale zodiacului, sunt oamenii cei mai bine informați la nivel de informații de-astea bazale, adică știu fiecare cu ce se ocupă, pe cine cu cine să pună în legătură și așa mai departe. Perioada aceasta încurajează pe nativii gemeni să devină însă maturi. Ei trebuie să devină, am tot spus, mai mult să împrumute mai mult din profilul scorpionilor, pentru că au multe planete în casa scorpionului. Adică trebuie să devină maturi și în plan financiar. Ei trebuie să devină maturi și din ceea ce privește transformarea aceasta alchimică. Nativii gemeni trebuie să devină un fel de bătrâni ai zodiacului, de unde ei sunt adolescenții zodiacului. Deci orice lucru care este mai mult sau mai puțin grav trebuie abordat cu foarte multă maturitate. Ei nu mai au voie să spună bancuri, ei nu mai au voie să se hlizească, ei nu mai au voie să fie superficial în nicio problemă. Deci este o perioadă care cu atâta forță pe semnul Capricornului încurajează lucrurile făcute cu maturitate și cu responsabilitate maximă. Cei care nu vor fi responsabili, o spunem cu toată responsabilitatea, vor avea de suferit. Adică nu respecti legea, ai de suferit. Nu respecti regulile de igienă, ai de suferit. Nu înțelegi că trebuie să-ți faci un bilanț interior, să nu mai faci anumite greșeli de natură spirituală, vei fi penalizat. Universul, noi, repet, o spun chiar cu toată forța și cu toată sinceritatea, ca astrolog, cei care nu încep măcar să lucreze asupra defectelor și o țin exact așa cum le-a mers până acum, în defect, merg în defect, în primul rând, nu li se mai asigură imunitatea și nu mă refer neapărat la imunitate pentru boli, imunitate în fața pericolelor vieții. Deci fiecare trebuie să-și facă acest bilanț, să înțeleagă unde a fost slab, unde a fost mai vulnerabil, ce defecte a avut, să încerce să le corecteze, să devină mai umani, mai buni, mai generoși. Pentru că asta este forța momentului. Pentru gemeni, ei sunt o zodie foarte încercată. Foarte încercată, în sensul că gemenii trebuie să înțeleagă că trebuie să fie maturi, ei trebuie să-și facă niște rezerve financiare, ei trebuie să nu se mai asocieze cu oameni care sunt la limita cu riscul, nu trebuie să mai creadă că tot ce zboară se mănâncă, trebuie să înțeleagă că nu este suficient să fie înconjurat de oameni dacă oamenii aceștia nu sunt și de calitate. Și gemenii trebuie să facă și un bilanț al relațiilor pe care le au. Deci trebuie să înțeleagă că relațiile pe care le au nu sunt suficiente dacă nu sunt și relații de suflet, dacă nu sunt și relații spirituale. Nu este suficient să avem mulți oameni în jurul nostru dacă ei nu ne înțeleg sufletește și nu ne pot susține în situații de cumpănă. Acest sextil Uranus, nodul nord aflat în rac acum, care vorbește despre
un respect major pentru tot ceea ce ține de familie și de oamenii cu care avem intimitate și pe care ne putem baza ca pe membrii familiei, pentru că nu trebuie neapărat să fie familia, pot fi prieteni pe care îi considerăm ca o familie. Pentru nativii gemeni se găsesc pe casa a doua. Deci gemenii vor valoriza ca pe niște bunuri oamenii pe care se pot baza ca pe o familie. Vom fi oricum surprinși, este o perioadă care ne va surprinde, vom vedea pe cine ne putem baza și pe cine nu ne putem baza. Universul spune așa, v-am cam împărțit, adică bunii cu bunii, răi cu răi, vorba vine, în sensul că cei care au făcut greșeli majore față de alte persoane, pe principiu nemulțumitului zea darul, vor fi efectiv deposedați de oamenii care au fost foarte buni cu ei, dar pe care nu-i mai merită, și este valabil și pentru gemeni. Deci gemenii se vor dezice de oamenii pe care i-au ajutat și care nu le-au fost suficient de recunoscători. Și viceversa, dacă ei nu au fost corecți cu anumite persoane, acestea se vor dezice. Nu trebuie să ne supărăm acum dacă anumite persoane se dezic de noi, pentru că universul ne cere. Dacă noi am fost foarte buni cu anumite persoane, și persoanele acelea nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre, nu trebuie să ne supărăm pe acei oameni, pentru că este o triere firească. Universul spune gata. E ca și când eu dau din energia mea bună, ți-o dau ție, iar tu energia asta o iei și o arunci la porci, pe românește. Este o perioadă care spune nu aruncați mărgăritare porcilor, adică la propriu porcilor, pentru că sunt oameni care se comportă ca niște porci, adică nu merită energia noastră bună și benefică, și a venit momentul ca fiecare să fie foarte, să fim foarte precauți cu energia noastră. Nu numai cu banii și nu numai cu... Acum am tot spus, bătălia este pe energie, nu este neapărat pe bani. Adică cine are o energie bună, benefică, pe care și-o câștigă cu mare greutate, nu mai poate să o dea oricui sau să vină oricine și să spună doar pentru că te cunosc eu de 20 de ani, tu trebuie să-mi dai mie toată energia ta, că eu acum am ales să fiu nervos sau nervoasă sau să fiu depresivă sau să fiu ciufută sau să fiu, nu știu, cum. Și tu, tot bagajul tău pe care ți l-ai făcut, poate tu te-ai rugat în ziua respectivă, poate tu ai meditat, poate tu, nu știu, ai făcut ceva nobil care ți-a creat o energie bună. Te apuci și stai 2 ore de vorbă cu persoana respectivă sau o ajuți sau mai mult decât atât, dacă este vorba despre o relație de suflet, și dai din energia ta. Universul nu va aprecia lucrul acesta. Ori aleg oamenii să se schimbe, ori dacă nu, repet, bunii cu bunii, răi cu răi, se face o triere absolut firească. Iar gemenii, nu degeaba am făcut acest comentariu tocmai la nativii gemeni, care sunt atât de generoși cu mediul lor relațional, trebuie să înțeleagă că această triere este absolut naturală și trebuie să fie mult mai selectiv cu acest anturaj. Revenim după publicitate. Am revenit. Să vedem ce le mai spunem gemenilor, Dragoș. Ne gândim puțin spirituale, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne alegem cu mare grijă cuvintele. Legile spirituale ne guvernează pe toți, dar în perioada aceasta probabil că gemenii trebuie să fie un pic mai atenți la spiritualitate și la cum integrează spiritualitatea în planul fizic. Din punctul meu de vedere, este corect să ofer cât de mult se poate energie, dar această energie să aibă la bază acea necondiționare a iubirii. Cu cât ofer mai mult din această prana, din iubirea necondiționată, cu atât am mai mult de unde să cheltui. Practic este o sursă inepuizabilă, de ce divinitatea, din punctul meu de vedere, este infinitatea iubirii necondiționate. Cu cât ofer mai mult, am de unde să ofer. Îmi încarc acele baterii. Nu este un concept incorrect să ofer și nu este un concept incorrect să mă opresc să ofer. Ideea este dacă eu ofer având la bază doar niște așteptări sau ofer pentru că așa simt în interiorul meu să ofer, din iubire. Cu cât ofer mai mult din iubire, fără condiționare, voi cheltui mai mult pentru că am de unde și am cum să îmi măresc fluxul energetic care mi intră în corp.
Cu alte cuvinte, dacă eu am de unde să dau, primesc cu atât mai mult. Și asta înseamnă ca în interiorul meu să se facă curat pe tot fluxul energetic al chakrelor, al chakrelor noastre. Sunt 7 chakre principale. Cu cât circulă mai bine curentul descendent, care aduce ce? Energia divinului, de fapt divinul, pe care noi îl materializăm în planul fizic. Noi facem în planul fizic cu ajutorul divinului, nu facem noi. Divinul face prin noi și noi cu ajutorul divinului. Deci tot ceea ce am materializat noi până acum nu este opera noastră. Este opera energiei și a divinului în planul fizic. Cu cât acceptăm mai mult aceste legi spirituale, unde ofer și ofer din iubire, din umanitarism, exact cum spuneai tu mai devreme, cu atât mai mult pot să construiesc. Dar ca să aduc această iubire în planul fizic și această energie, trebuie să fiu conectat și la pământ. Adică trebuie să las acel flux de eliberare, fluxul energiei telurice, care este o energie grosieră. Să ne înțelegem, nu este energie de vibrație joasă, este o energie grosieră pe care o iau și o ridic în fiecare ceacră și o șlefuiesc până ajunge un diamant veritabil, o informație curată pe care eu o eliberez către univers. Trei reguli de care trebuie să țină cont fiecare semn zodiacal în parte vom spune pentru fiecare, cum am spus și până acum, pe ce case și pe ce domenii mai exact ne găsesc aceste aspecte. Odată sunt planetele din semnul Capricornului, care vorbesc despre ordine, disciplină și ideea de a deveni fiecare dintre noi foarte bun în ceea ce facem, pentru că, după cum bine vedeți, într-o situație de criză îți pică bine să ai un medic bun, să ai un om al legii bun, corect, care sigur să facă ordine, să aibă copilul un profesor care să se ia în serios și să ți le duce așa cum trebuie. Deci trebuie să înțelegem că fiecare la locul de muncă trebuie să fie foarte bun specialist. 2. Neptun în Pești, care vorbește despre credință, la raportarea la divin, care face minuni și care reglează energiile într-un mod fantastic. Și 3. Uranus în Taur, care vorbește despre originalitate și despre necesitatea de a fi mult mai inventivi în toate domeniile vieții, adică nu plafonați. Nu, mă duc la serviciu, merge treaba, copiem unii de la alții idei, că și așa, de ce să ne mai strofocăm? Nu. Deci Uranus în semnul Taurului spune că fiecare trebuie să vină cu un aport, să fim originali. De ce să copiez ce face altul când poți să fii original? Mă refer acum în toate zonele. De ce să nu vii cu idei noi? De ce să nu faci lucruri? Pentru că au fost perioade în care lumea a inventat tot felul de lucruri, tot felul de situații care ne-au fost de folos peste ani și ani. Nu este bună plafonarea, nu este o perioadă care să încurajeze plafonarea. Bun. Vorbim acum despre rai.